Hello everyone, and dear all the friends, welcome to Bucharest. Timi and Ilhan, welcome, bienvenue Stefan. It's a great pleasure and an honor to host you all in my native city of Bucharest at this ALDE Council. Now you're gonna need to put your headphones on. Yep. Dragi prieteni, you got that one, huh? Suntem foarte mândri că acest consiliu se desfășoară la București, că USR este gazda evenimentului. Le mulțumesc lui Ilhan Küçük și lui Timi Dulli pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Le mulțumesc tuturor partenerilor noștri din Alianța Liberalilor și Democraților Europeni. Și vreau să-i mai mulțumesc antevorbitorului meu, colegului meu, prietenului meu, Dan Barna, care va vorbi mai devreme în calitate de vicepreședinte ALDE. Dan coordonează un capitol extrem de important, apărarea statului de drept și a drepturilor fundamentale din manifestul ALDE pentru alegerile de anul viitor. Iar pentru mine, faptul că acest consiliu se desfășoară la București și că unul dintre liderii USR este vicepreședinte ALDE, este o recunoaștere a rolului pe care USR îl are în familia liberală europeană. Și de asemenea, cred că este și o recunoaștere a rolului pe care România îl are în Europa. Și dacă tot vorbim de asta, înainte de orice, vreau să vă spun un lucru foarte clar. Să se audă de la Bruxelles până la Viena. România merită să fie în Schengen. România și Bulgaria sunt ținute pe nedrept în afara spațiului Schengen, iar această nedreptate slăbește proiectul european și vă cer tuturor de aici să o înlăturăm. Pentru România, aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat o șansă. O șansă istorică la dezvoltare, la prosperitate și la libertate. Astăzi vedem însă, așa cum au spus și cei care au vorbit înaintea mea, că Europa trece prin crize. Da, a fost pandemie, un eveniment istoric negativ, creșterea prețurilor, inflație și acum războiul din Ucraina. Este un fond de neliniște și de teamă pentru viitor, un fond care este fertil pentru extremism, un extremism care s-a răspândit în ultima vreme pe continentul nostru. Și din păcate, discursul urii se aude prea tare în acest moment în Europa. Eu vreau să vă spun însă că nu trebuie să descurajăm. Lupta dreaptă a fost întotdeauna lupta cea grea. Și vreau să vă spun astăzi, aici, tare și răspicat, populismul găunos, fără soluții reale, poate și trebuie să fie învins. Unde sunt soluțiile? Soluțiile reale sunt în interiorul democrației liberale, orice ar spune niște bezmetici. Soluțiile corecte sunt soluțiile liberale. Grija față de banul public, stimularea economiei private, a inovației, apărarea statului de drept și a democrației. În România avem o guvernare coruptă și iresponsabilă. Sunt două partide aliate contra firii. Socialiștii de la PSD și popularii de la PNL, care pun în pericol economia românească. Avem o guvernare care e definită de iresponsabilitate fiscală și de sufocarea democrației. Statul de drept suferă în România astăzi și suferă și economia privată sub taxele mai mari puse de un guvern cinic, a cărui prioritate sunt privilegiile unei noi nomenclaturi. Rezultatul este acela menționat mai devreme. Pentru prima dată după 1989, cei mai mulți români nu cred că copiii noștri vor avea un viitor mai bun decât noi, decât părinții lor. Întrebarea la care noi trebuie să răspundem este cum schimbăm această realitate. Cum reușim să reclădim încrederea oamenilor în viitor? Și pentru mine răspunsul este clar. Reclădim încrederea
prin cel mai mare plan de reforme realizat în România. Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Sunt 28 de miliarde de euro pentru școli moderne, pentru spitale curate, autostrăzi, căi ferate, sute de milioane de euro pentru comunitățile locale și vreau să vă spun ceva foarte clar, să știe toată lumea. PNRR-ul României este făcut de USR în cele 8 luni la guvernare. Elena Lasconi a câștigat 103 milioane de lei prin PNRR pentru eficientizarea energetică a clădirilor din oraș. Ar fi fost nevoie de 10 ani din taxele și impozitele din Câmpul Lung pentru a strânge această sumă. Elena a câștigat practic 10 ani pentru Câmpul Lung cu ajutorul PNRR. Și asta trebuie să facă un plan de țară, să ne ajute să facem un salt în viitor. Din păcate, avem astăzi la guvernare, la conducerea țării, o guvernare care pare dispusă să sacrifice acest viitor pentru a-și conserva privilegiile și puterea. Este mentalitatea care ne-a ținut în spate să nu ne atingem potențialul timp de 30 de ani și de asta își pierd oamenii încrederea în politică și ajung să spună, sunteți toți la fel. Nu! Nu suntem toți la fel! Nu suntem toți la fel! Colegii mei muncesc în fiecare zi, Elena muncește, Cristina Prună în Parlament muncește să reducă taxele pentru românii care vor să devină prosumatori, să producă energie pentru tranziția către energie verde. A trecut măsurile astea chiar din opoziție. La Bruxelles, Vlad Botoș are numai puțin de 68 de amendamente legislative și este unul dintre cei mai activi și respectați parlamentari români. Da? Voi îl știți, colegii lui. Vlad Voiculescu și-a sacrificat la propriu ani din viață pentru bolnavii de cancer, aducându-le medicamente când nu l-obliga nicio responsabilitate publică, mult înainte să fie politician. În fiecare zi, colegii de-ai noștri contribuie la schimbarea României, fie că fac acest lucru dintr-o primărie, dintr-un consiliu local, din parlament, din parlamentul nostru sau din cel european. Ăsta este angajamentul pe care ni l-am luat în fața alegătorilor. Că vom munci pentru schimbarea României și că vom munci să o transformăm într-o țară modernă în care munca cinstită este răsplătită corect, în care regulile sunt reguli pentru toți, în care statul este în serviciul oamenilor și nu al politicienilor și în care tinerii să aibă un viitor mai bun decât părinții lor. Cum ajungem acolo? Anul viitor îi vom aduce alături de noi pe toți cei care își doresc schimbarea și împreună le vom cere oamenilor un mandat pentru modernizarea României, pentru reforme. Sunt multe alegeri în 2024. Noi, în România, vom schimba președintele, vom vota un alt parlament și ne vom alege și primarii și consilierii. Dar primele alegeri sunt cele pentru Parlamentul European. Sunt cele care vor da tonul, cele care pot crea acel momentum pentru forțele schimbării. Și trebuie să facem totul pentru ca la alegerile europarlamentare să obținem un scor istoric. Și pentru asta vom veni în fața alegătorilor nu doar cu cel mai ambițios plan de modernizare a țării, dar și cu cei mai buni candidați care să ne reprezinte în Parlamentul European. Așa că, dragi colegi, stimați invitați, sunt mândru să fiu astăzi în fața voastră și să vă prezint candidații USR pentru Parlamentul European. O să le citesc numele și o să invit să vină și alături de mine pe scenă Elena Lasconi, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Vlad Botoș, Cristina Prună, Radu Mihail, Corina Atanasiu, Adriana Cristian, George Gima, Teodora Stoian, Ramona Goga, Alina Gârbea, Geta Drăghici, Alina Toti, Mihai Șvab, Emilia Mateescu, Ion Belu, Gabriela Ferguson, Lucia Hang, Adrian Pop, Lucian Judele, Raluca Bercea, Ciprian Alexandru, Andrei Chirica, Răzvan Sokolov, Adrian Giurgiu, Sergiu Grui, Daniela Șarpe, Aurel Fierăscu, Alina Bălășcău, Alex Cosma, Silviu Andrei, Lucia Udrescu,
Mihai Zvâncă, Laurențiu Gheorghe, Liana Ursa, Florin Drăgulin, Marian Lazar, Robert Voicu, Alexandru German, Irena Pleșoiu, Eusebiu Iftode și Ioan Bledea. Vă mulțumesc, colegi! Am încredere în voi! Am încredere în USR! Am încredere în România și în Europa! Împreună construim schimbarea!